Am certitudinea că în viață ne bucurăm de momente speciale, în care întâlnim oameni excepționali care într-un anume fel ne influențează viața, dăruindu-ne o stare pozitivă. Astfel de momente le-am trăit și eu de nenumărate ori, iar astăzi aș evidenția prezența mea la un eveniment de lansare carte desfășurat la Mănăstirea Turnul din județul Prahova, când un copil frumos și talentat a dăruit celor prezenți un moment de încântare. Eduard Stoica, un elev silitor al Colegiului de Artă Carmen Silva din Ploiești, la numai 12 ani ne demonstrează că muzica este lumea lui, este ceea ce îl face să viseze și cu siguranță frumos. Canto, chitară, percuție, pian și teatru reprezintă o parte importantă din viața lui, parte pe care o dăruiește tuturor care simt ceea ce arta poate să transmită. După multe prezențe și premii câștigate în show-uri de succes transmise de televiziuni naționale ca Antena 1, ProTV, TVR2, Antena Stars, TVH, Eduard are confirmarea unor personalități din viața muzicală națională că talentul lui este desăvârșit, dar îl vom lăsa pe el în minutele următoare să povestească tot ceea ce muzica îi transmite. Bine te-am găsit, Eduard! Vreau să spun și eu mulțumesc pentru invitație. Eu mă simt foarte onorat pentru a fi aici și sper să mă pricep a vorbi și... Tu cânti foarte frumos, ai un talent pe care nu pot să-l definesc, adică mi-e greu să spun prin cuvinte ceea ce tu transmiți în momentul în care cânți. Nu doar vocea te reprezintă, ci și faptul că tu trăiești ceea ce cânți. Și asta este caracteristică unui artist adevărat. Așa să spun așa, eu câteva cuvinte despre tine. Din câte știu, din ceea ce mi-a povestit mama ta, care cred că este o mamă foarte mândră pentru că are motive suficiente. Tu ai 12 ani, ești din Olari, vii în fiecare zi la Colegiul Carmen Silva, unde și înveți. Ai început de la 4 ani să cânti la pian. La voce am început să cânt de la 4 ani, iar la pian cânt de 5 ani. Studiez pianul de 5 ani. Și pe lângă aceste lucruri, tu cânti și la chitară, da? Percuție absolut tot. Adică ai mai mult. Și joci și teatru, nu? Da, eu joc teatru o lună din an la pregătirea pentru concursul Toată lumea cântă, râde și dansează și acolo am un rol. În fiecare an am câte un rol. Un tumult de talente, de calități pe care tu le ai. Aș vrea să ne spui tu așa, pe scurt, cum l-ai putea descrie pe Eduard Stoica? Lasă-mă pe mine să țin. Mă numesc Stoica Eduard, îmi place foarte mult să cânt, acesta este hobby-ul meu zi de zi. Îmi place foarte mult să studiez pianul. Îmi place foarte mult și chitara, foarte mult îmi place foarte mult cum sună și percuția este unul dintre instrumentele mele favorite, toată percuția, marimbă, tobe, îmi place foarte mult. Ceea să știu și eu atât de multe despre tot ceea ce tu vorbești, așa cum știi tu, dar mi-e greu, pentru că eu n-am studiat ceea ce tu ai studiat. Am emoții mari. Ar trebui să ai emoții, ar trebui să vorbești pentru că tu știi, ești stăpân pe ceea ce vorbești, adică știi mult mai multe decât știu cei care privesc acest material, pentru că tu le-ai învățat, le iubești și le trăiești așa în fiecare zi în felul tău. Mi-a povestit mama ta despre întâmplarea de debut. Ai vrut să te duci să faci dans. Da, la vârsta de 4 ani, părinții mei m-au înscris la cursurile de dans, dar printr-o minune nu mai erau locuri, nu știu.
chiar după aceea noi vrem să plecăm, dar domnul profesor de canto de atunci ne-a văzut și a spus că pot să vin la cursurile lui de canto. După aceea am intrat în sala de canto și am dat o probă, am cântat Rățuștele mele sau nu mai știu ce. Și am luat-o. Am fost fericit pentru prima dată pentru mine. Eram foarte mic și chiar nu mai știu. Nu înțelegeam foarte bine lucrurile. De ce crezi că au vrut să te ducă părinții tăi la pian sau la... Aveți pe cineva în familie care mai cântă, mai aveți un alt talent? Bunica mea a studiat chitara timp de un an sau doi, dar nu pot să zic că am moștenit de la ea. Pianul am vrut să-l studiez deoarece mi ajută foarte mult pentru a cânta, să mă acompaniez și restul instrumentelor mă ajută foarte mult. Dacă stau bine să mă gândesc, pentru că tu ai spus că te ocupi de percuție, chitară, pian, cred că ai putea să susții singur un spectacol, adică să te acompaniezi fără probleme. Numai că este greu și n-ai mai multe mâini, nu-i așa? Mi-aș dori să am propriul meu concert, spectacol, să le cânt oamenilor cât pot de bine, de frumos, și poate se va îndeplini o dată. Eu sunt convinsă că da, și de când te-am văzut și te-am ascultat, am trăit acest sentiment și am venit acasă și i-am spus mamei, mama, am văzut la Mănăstirea Turnu un băiat a cântat atât de frumos și i-am arătat înregistrarea ta cu tine de pe mobil. Și mi-a zis că te-a văzut și la o sfințire a unei biserici din Băicoi, cred, sau din Ploiești, unde a fost ea, și mi-a spus că toată lumea se întreba oare e fată sau băiat? Pentru că ai un păr frumos și ești un finuț și un talentat și spuneți că oamenii se gândesc că numai fetele sunt așa sensibile ca tine, dar tu îi contrazici, nu-i așa? Muzica pentru mine este tot ce știu să fac în acest moment după școală. Eu merg să studiez, să pur și simplu tot timpul da. După teme, bineînțeles, că avem multe teme și după aceea mă ocup de studiu, de tot ce trebuie să fac. Aș vrea să scot în evidență faptul că tu ești un elev foarte silitor și că ai numai note foarte bune și totuși iubești în același timp muzica și te dedicei. Dacă stau bine să mă gândesc, tineretul din ziua de astăzi preferă Facebook-ul, calculatorul sau orice altceva decât să facă ceea ce tu faci. Deci chiar aș sublinia și spune că ești un copil model și să îi felicităm pe părinții tăi și pe tine că ai această ambiție. Tu ai participat la multe competiții. Ai fost pe TVR1, pe Antena Stas, pe ProTV, pe Antena 1, absolut pe foarte multe pe canale naționale, la multe competiții. Care moment ți s-a părut cel mai frumos dintre toate? Ți-l amintești? Îl poți povesti? Păi, după părerea mea, toate au fost foarte frumoase, niște momente unice pe care sper să le reîntâlnesc, să mă reîntâlnesc cu ele. Cel mai mult mi-a plăcut la emisiunea România au Talent. Acolo am avut mari emoții, înainte să intru pe scenă am avut, tremuram tot, dar după ce am intrat pe scenă, totul s-a schimbat, eram în lumea mea, visam. Da. Da, cu cât mă admiră mai mult lumea, cu atât îmi dau mai mult silința și încerc să le dăruiesc tot. Cel mai bine să fac. Da.
văd emoțiile din momentul de față și mi-amintesc că le-ai avut și la turnul, în momentul în care cântai. Erai emoționat. Trăiai melodia sau aveai emoția publicului? Aveam și mari emoții, dar și vreau să le demonstrez oamenilor fericire, să le arăt fericire, să îi fac fericiți. Așa. Pentru mine tot ce contează este să le fac oamenilor pe plac, să mă iubească și să fiu un om bun. Așa, vreau. Tot de la mama ta am aflat că ești leu, așa că leii întotdeauna sunt puternici și demonstrează întotdeauna că pot. Eu așa știu din exemple bine cunoscute. Te-au apreciat vedete, nu te-au apreciat oameni de rând. Numai oameni de rând. Cum ar fi Loredana Groza, cu care ai și înregistrat un video, din câte știu, Nico, Smiley, Andra. Cum te-ai simțit alături de ei? Păi m-am simțit, nu știu cum să zic, m-am simțit foarte, foarte fericit, foarte bucuros că am parte de asemenea apreciere. Și mi-a dat sfaturi, m-au încurajat să merg mai departe și sper să continui. Pentru că altfel tu nu poți să trăiești decât cu muzica. Asta o transmit și o vedem cu toții. Mi-aduc aminte din ceea ce mi-a povestit mama ta, că Loredana Groza chiar a spus că peste câțiva ani o să te vadă la Scala din Milano. Deci nu sunt singura care am văzut un viitor frumos pentru tine și sunt convinsă că așa va fi. Așa că aștept peste câțiva ani să ne spui, ai avut dreptate, nu? Sper să se întâmple acest lucru, mi-aș dori foarte, foarte mult. Da, Loredana Groza mi-a spus acest lucru la un concurs, Ridols, unde am obținut premiul întâi. Vreau să-i mulțumesc foarte mult pe această cale și sper să continui tot așa. Adevărat este că Loredana Groza este un talent real al nostru, adică are o voce greu de confundat sau imposibil de confundat și pe mine m-a impresionat prin timbru vocal, prin capacitatea ei de a cânta la note înalte, ca să mă exprim, nu știu dacă mă exprim atât de corect din punct de vedere muzical, dar mă poți corecta tu. Tot din cele transmise de mama ta, am aflat că tu cânti și în ansamblu de la Universitatea de Petrol și Gaze. Printre studenți? Eu cânt la Casa de Cultură a Studenților din Ploiești, la ansamblul Academic Star. Susținem multe spectacole pe an și lumea ne apreciază talentul și vin în continuare să ne susțină. Am înțeles că un moment mai dificil din viața voastră, atunci când a murit bunica ta, te-ai îndreptat un pic spre latura religioasă. Ți-ar plăcea și o astfel de cale sau este o altă trăire pe care o ai tu? Vreau să spun că bunica mea m-a ajutat foarte mult pentru a avea acest talent, pentru a mi-l dezvolta. Bunica mea a murit înainte cu 3 zile de la participarea la semifinala România au talent și bunica mea își dorea foarte mult să mă vadă în semifinală și din păcate nu s-a mai putut, dar sper că m-a văzut de acolo de sus. M-am îndreptat spre calea religioasă de dinainte de a muri.
Mie îmi place foarte mult să cânt la biserici, să fac lumea mai să se simtă bine, mă simt binecuvântat pentru a putea cânta la biserici importante din țara noastră. Pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă, Tu iar. Pentru timpul meu pierdut, fără rodul cel ai frut, fără dragoste cu șar, Doamne, iartă-mă, Tu iar, iartă-mă. Iartă-mă, Dumnezeul meu. Să fie așa o lecție pentru foarte mulți copii, adică exprime acea dorință de a dori frumosul, de a dori partea pozitivă a vieții, partea pozitivă a ta, a sufletului tău și a muzicii tale. Dacă ar fi să mulțumești cuiva pentru tot ce ți s-a întâmplat din acest punct de vedere, cui ai mulțumi și ce îi transmite? În afară de Loredana Groza, pe care ai spus-o. Vreau să-i mulțumesc foarte mult mamei mele, tatălui meu, părinților mei, familiei mele. Mulțumesc mult și profesorul meu de canto, care a fost și este, domnul Dan Dimitriu, doamnei mele de pian, doamna Mocănescu, Natalia Mocănescu, și doamnei mele de chitară, doamna Tocan. Mulțumesc foarte mult și doamnei mele Teodora Nistoroiu, doamnei mele de percuție, care mă sprijină și mă ajută să dezvolt talentul. Prin ea am fost la Mănăstirea Turnu, ea mi-a oferit această șansă și îi mulțumesc foarte mult. Și eu îi mulțumesc pentru că datorită dumneai atunci, nu? Da? Am putut să am legătura cu tine și să te invit la acest dialog. În momentul în care i-am spus colegului meu care ne filmează în momentul de față despre tine, mi-a spus, el este toboșar, cântă la... Și am zis, eu nu făceam legătura cu muzica pe care am auzit-o. Și zic, dacă se pricepe și la așa ceva, înseamnă că e chiar super talentat. Și a zis că are și înregistrări cu tine, așa că abia aștept să le văd și să trăiesc starea aceea pe care o transmis tu și când bascu. Cum se numește în tobă. Cu bințele. Da. Îmi place foarte mult să cânt și la marimbă și la tobe. În fiecare zi a săptămânii sau fiecare săptămână vin la studiu. Trebuie să vin foarte foarte de, foarte des, deoarece marți am examen pentru a trece mai departe în clasa 7-a la percuție și mulțumesc mult și trebuie să studiez pentru a lua 10, cum o să spun. Noi nu ne îndoim că o să iei nota 10 pentru că am văzut ce talent ești, așa că totul este deja știut, eu așa zic. Dacă ar fi, nu știu, la un moment dat cineva să te pună să alegi între chitară, pian, percuție, vocal, ce ai face? Chiar nu știu. Probabil aș alege percuția sau pianul sau chitară. Una dintre ele. Cel mai mult îmi place, nu știu, puțin mai mult percuția, pentru că îmi place foarte mult să
când la tobe, să simt muzica, da. Și, nu știu, acest instrument îmi place cel mai mult să-l practic. Păi să nu ne gândim la un astfel de moment, ci să ne gândim la orchestra ta pe care să o ai și să o dirigezi, să o organizezi așa cum știi tu mai bine. Când ești acasă? Cânti? Prin casă? Prin curte? Îmi place foarte mult să cânt peste tot. Și la școală îmi spun copiii că bat tot timpul în bancă, cânt, nu știu, îmi vine tot timpul să... Da. Nu mai știu care mare compozitor spunea că muzica este timp sonor. Cred că pentru tine este un timp simțit așa, sau un puls pe care tu îl simți și îl exprimi și celorlalți. Dacă ar fi să ne cânți acum ceva. Cât de frumoasă ești astă seară, să spun deși nu e prima oară, azi toată ființa mea te cheamă. Locul tău e în viața mea. Cât de frumoasă ești astă seară, te văd de parcă ar fi prima oară. Mă-nalți cu tine peste ceruri, te simt în mii de feluri și te doresc mereu mai mult. Eduard, ne-ai spus că ți-ți place foarte mult acest instrument, așa că am vrea să te ascultăm cum ne delectezi și cu bețele, că am reținut bine, da? Dacă s-ar întâmpla ca acel profesor de dans pe care la un moment dat a zis că nu mai sunt locuri, te-ar chema la niște cursuri de dans, te-ai duce? Eu pur și simplu aș face și acest lucru. Nu știu. Și de asta. Pentru că mereu îmi spun profesorii că trebuie să mai fac și un sport, că fac, studiez prea mult instrumentele, fac numai instrumente și m-am gândit, dar nu știu, n-aș avea timp, că am prea multe, dar probabil aș pune undeva într-un loc din săptămână, într-un timp. Eu cred că în momentul în care o să ajungi acolo unde a spus Loredana Groza, o să ai nevoie, pentru că trebuie să ai o trupă în spate, că așa fac vedetele, și trebuie să faci parte din ele, așa că din trupă, așa că și cu siguranță o să faci și dans. Foarte mult mi-aș dori să am și o trupă, un band rock, să am propriile mele spectacole, concerte și să fim ca o familie, să ne avem bine. Mie îmi place foarte mult trupa Guns N' Roses, mi-ar place să fim o trupă ca ea și nu știu, mie îmi place să cânt
orice gen de muzică, de la rock până la populară. Da. Și depinde, eu am de toate în, ca să zic așa, pe listă. Mi-am amintit o chestie destul de simpatică pe care mi-a povestit-o tot mama ta, cum că înainte încerca să o repetai de pe muzica pe care o câștigai pe CD-urile de la margarină, de la... Înainte părinții mei cumpărau, nu știu, margarină și erau niște premii, casete muzicale și tot timpul după aceea le încercam la CD player, nu știu. Și de la ele am cântat unele melodii, ca să spun așa, de copii. Da, și am ajuns la melodii mai grele. Cânt orice. Copil talentat. Eu pot să recunosc că și eu când eram la facultate m-am înscris la niște cursuri de canto. N-a fost să fie. Pentru că ne-ai povestit despre Guns N' Roses. Poți să cânti muzica lor? O poți... Da, eu am cântat unele piese de la ei. Switch All The Mind. Îmi place foarte mult. O ascult de când eram mai mic și mie îmi place foarte mult Metallica, Bon Jovi, Queen, îmi place foarte mult muzica rock în special, dar toate genurile le ascult. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat acest dialog cu mine. Mulțumesc foarte mult pentru invitația din această zi ploioasă. Vede că am venit pe soare și se termină cu gala Guns, nu? Guns N' Roses. Cu... November Rain. Da, numai că suntem în luna, încă în luna mai suntem, nu? Frumos tot ceea ce tu mi-ai povestit, îți mulțumesc pentru florile pe care mi le-ai oferit. Ești un adevărat suflet. Să dea Dumnezeu să reușești în tot ceea ce tu ți-ai propus. Abia aștept să ascult o melodie poate și compusă de tine. Ți-ai propus lucrul acesta? Încă mi-am propus, dar încă nu am capacitatea de a face acest lucru. Am o piesă pe care am câștigat-o la concursul Loredanei Riders 2019, 18, mă scuzați. Piesa se numește Hide and Seek și este compusă de Mihai Ogășanu, domnul Mihai Ogășanu, pe care prin această ocazie mulțumesc foarte mult pentru această piesă minunată, pentru tot ce a făcut pentru mine și sper să mai colaborăm. Cu siguranță nu o să piardă ocazia să colaboreze cu tine nimeni. Că ești un băiat talentat, ești un adevărat artist. Încă o dată îți mulțumesc, Eduard, și aș vrea totuși, dacă se poate, să ne faci o demonstrație de rock, nu? Că tot spui că e pasiunea ta. Cu vocea sau cu instrumentul? Mama! Did I mean to make you cry? If I'm not back again this time tomorrow, carry on. As if nothing really matters. It's too late. My time has come. Since she was on my spine. But isn't she all the time? Goodbye, everybody. I've got to go. And I will leave your behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. Sometimes wish I've never been born at all. Carry on and carry on.
Recunosc că m-au impresionat cuvintele lui. Pentru mine, tot ceea ce contează este să fiu un om bun. Și cu siguranță că muzica îi dă puterea să fie ceea ce el își dorește. Pentru că muzica este tot ceea ce el știe să facă după școală, așa cum el ne-a și spus. Nu ne rămâne decât să-i urăm mult succes și să așteptăm cu nerăbdare ca muzica lui să răsune peste sufletele tuturor celor îndrăgostiți de muzică, de artă, de frumos. Felicitări și mult succes, Eduard!